Noi suntem pentru prima oară în incinta Parlamentului cu un eveniment similar. Ne-am bucurat foarte mult să descoperim că, de fapt, Parlamentul nu este doar locul unde se creează legile, unde sunt reprezentanții poporului, dar este și un angajator. Parlamentul are angajați de care trebuie să aibă grijă, de care se gândește nu doar la sănătatea lor mentală, dar și la bunăstarea lor mentală și cred că este un pas bun. Este un exemplu extraordinar pentru noi, pentru țara noastră, în care de obicei noi ezităm să vorbim despre sănătatea mentală. Iar acum, această instituție, cred că una dintre cele mai importante din statul nostru, vorbește despre sănătate mentală și nu vorbește doar abstract, dar face pași concreți pentru a arăta un exemplu pentru toată lumea, că este posibil, că este necesar, că este ok, că este ok să vorbești despre sănătate mentală la locul de muncă. Mi s-a părut foarte captivant, interesant, ne-a creat așa o stare de confort spiritual, ceea ce e diferența de toate celelalte care le-am avut până acum. Și parcă se creează senzația to be continued. A fost foarte interesant publicul, chiar ne-am simțit foarte bine ca și formatori și cel mai mult mi-a plăcut că mulți din ei am văzut că își scriau careva de tehnicile care le-am propus. Asta pentru noi tot este important, că nu este doar plăcut la moment, dar să preia careva tehnici care să fie utile pe parcurs deja în viață. Și am văzut că este cerința mai departe, suntem invitați în continuare să avem ceva activități legate de sănătate mentală în locul de muncă, ceea ce ne demonstrează că ne-am îndeplinit obiectivul pentru această întâlnire. Este binevenită instruirea dată pentru că, într-adevăr, conștientizăm că, uite, avem nevoie și de un respiro și de o pauză și de o... Dar și poate de multe ori facem lucrurile astea, dar fără a le cunoaște așa pe etape cum ar fi bine să le facem.